mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației domnului profesor Constantin Călin la această primă întâlnire din programul Centrului de Cultură George Apostu, numit Provocări Coloviale. Astăzi, despre răbdare cu profesorul Constantin Călin. Înainte de a ajunge la partea colovială, e o parte de conferință. Cine își pierde răbdarea? Deci, organizatorii acestei conferințe au plecat de la ideea că eu sunt un om răbdător. Lucrul numai în parte adevărat. La rândul meu, acceptând să vorbesc și știindu-mă prea puțin orator, mă iluzionez că și dumneavoastră sunteți răbdători. Conferința mea va fi deci o juxtapunere de răbdări sau o coliziune. Dar asta vom vedea la sfârșit, adică după aproximativ 30 de minute. Folosit des, intrat în multiple expresii, cuvântul a răbda e surprinzător, poate pentru cei neobișnuiți să facă asemenea verificări, unul din cuvintele cu etimologie necunoscută. Fapt menționat sau doar lăsat a se subînțelege de autorii de dicționare. Singurul care schițează o analogie e August Scriban, care invită la comparația cu latinescul repedo, repedire, a te retrage. În schimb, sigură e originea opusului său, a grăbi, care provine din bulgarul grafia, greblă, iar acesta din vechiul slav, grablia, răpire. Răbdare, răbdător, sunt vechi în limbă. Răbdător cu formulele răbduriu, răbduriv, se întâlnește în Noul Testament de la Belgrad. Răbdarea, ca putere de a îndura, e înainte de toate o virtute creștină. Iisus a vorbit despre ea în predica de pe munte. În viața scrisă de Giovanni Papini, ultima dintre fericiri e comentată astfel. Fericiți când vă vor ocărî și făcându-vă strâmbătate, vor spune despre voi tot răul de care sunt stare. Bucurați-vă și vă veseliți că mare e voie răsplata în ceruri. Mai înainte de voi, tot așa-i năpăstuiau pe proroci. Obida e mai ales pământească, trupească, născocită de legile vremelnice ale așezărilor lumii. Vă vor putea lua pâinea de la gură, vă vor lua lumina soarelui, vă vor fereca în lanțuri, vă vor necinsti, vă vor căuta să vă strigească mădularele. Dar nu le va fi de ajuns năpăstuirea. Așteptați-vă la înjurături și la pârg mâncinoasă. Nu se vor mulțumi să vă osândească pentru vina că vreți să-i schimbați pe oamenii dobitoace în sfinți. Oamenii tăvăliți în murdăria dospită a bestialității lor. Nu vă vor nici într-un chip să se scoale de acolo. Nici nu se vor mulțumi să vă canonească trupul. Vor atinge și sufletul. Vă vor învinui de toate josniciile. Vă vor lapida cu înjurături grosolane. Porcii vor spune că sunteți murdari. Măgarii vor jura că sunteți proști. Corbii vă vor învinui că mâncați stârvuri. Țapii că sunt, vă vor izgoni nesuferindu-vă mirosul. Desfrânații vor roși din pricina stricăciunii voastre. Tâlharii vă vor părâ că ați furat. Ci voi să vă bucurați tot mai mult
căci în jurătura celor răi e consfințirea bunătății voastre. Noroiul cu care vă împroașcă murdarii, zălogul curățeniei voastre. Aceasta este, după cum spune Sfântul Francisc, cea mai mare voioșie. Mai presus de toate harurile dăruite de Hristos, prietenilor săi, stă acela de a te înfrânge pe tine și de a îndura cu voie bună osânda, ocara, năpăstuirea și chinul. Căci cu celelalte daruri de la Dumnezeu nu te poți făli, nefiind ale tale, ci ale lui Dumnezeu, pe câtă vreme cu suferința și îndurarea te poți făli, ale tale fiind ele. Toți prorocii care au vorbit pe pământ, văzutul s-au jocorit de oameni. La fel li se va întâmpla și celor ce vor mai veni. Doar acesta e semnul după care se recunosc prorocii. Când împroșcați cu noroi și acoperiți de ocări, trec printre oameni zâmbitori, rostind netulburați prin vorbe ce le spune lor inima. Nu-i de ajuns noroiul spre a lipi buzele celor ce sunt ținut să vorbească. Chiar dacă nesuferitul acela încăpățânat va fi omorât, nu-l vor putea face să tacă, căci glasul lui, însutit de ecoul morții, va răsuna în toate limbile pământului, așa, acum și pururea. În suferință, fiți răbdători, îndemna și Apostolul Pavel, în Epistola către Romani. El însuși a trecut prin încercări dure, dar a persistat în ideea de a răbda. Fragmentul din 2 Corinteni, din care am să citesc, le relatează și el merită să fie citat pe larg. Evocă dramatism și curaj. Și citesc: căci de vă robește cineva, de vă ia ce e al vostru, de vă privește cineva cu mândrie, de vă lovește cineva peste obraz. Răbdați! Spre rușinea mea o spun că noi ne-am arătat slabi. Dar în orice ar cuteza cineva, într-o neînțelepție zic, cutez și eu. Sunt ei evrei? Astea sunt întrebările lui Pavel. Evreu sunt și eu. Sunt ei izraeliți? Izraeliți sunt și eu. Sunt ei sămânța lui Avram? Sunt și eu. Sunt ei slujitoarea lui Hristos? Nebunește spun. Eu sunt mai mult decât ei. În osteneri mai mult, în bătăi peste măsură, la moarte adeseori. De la iudei, de 5 ori am luat 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu verge. Odată am fost bătut cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am petrecut în largul mării. În călătorie adeseori, în primejdii de râuri, în primejdii de târhari, în primejdii de neamul meu, adică evreie, în primejdii de la păgâni, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații cei mincinoși, în osteneală și în trudă, în priveghere adeseori, în foame și în sete, în posturi de multe ori, în frig și în lipsă de haine, în Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului ca să mă prindă și printr-o fereastră am fost lăsat în jos, peste zid, într-un coș și am scăpat din mâinile lui. În psalmi, în viețile sfinților, în cazanii, în paterice, în filocalii, sunt numeroase pilde de răbdare. Răbdarea ca verificare a rezistenței fizice și morale. Copil fiind, îmi amintesc emoția cu care am citit paginile despre Simeon Stârnicu, cel cu care începe calendarul religios. A locuit cu șerpi, a stat izolat de oameni într-o singurătate absolută. Student apoi, am fost uimit de voința lui Paisie Velicicovski, Isihastul, care își prelungea vegherile, refuzând să doarmă pe pat moale. Fapte ca acestea erau pentru un tânăr provocări. Răbdarea e un exercițiu, un drum, o cale către un rezultat. Răbdarea trebuie educată. Care-i procedeul? Înfrânarea. Recurg iarăși la un citat biblic, Psalmul 130, din care notez aici primele două versete.
Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mai presus de mine, dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, ca răsplată a sufletului meu. Psalmul e o scurtă lecție de negare a ambițiilor și a vanităților. Folosește înfrânarea, recomanda Baltazar Gracian în Oracolul Manual. Citez. Trebuie să fii prevăzător, mai ales cu neprevăzutul. Zvâgnirile patimilor sunt mânecușurile ale cumințeniei. Și aici e primejdia Perzaniei. Mergi mai departe într-o clipă de mânie sau bucurie decât în multe ceasuri de nepăsare. Pășești uneori prea departe un scurt răstimp și apoi spășești tot restul vieții. Intenția vicleană a celorlalți îi ticluiește prudenții asemenea ispitiri spre a da de fundul și străfundul cugetului. Se folosește de constrângere ale tainelor ce izbutesc a da de istov cele mai mari capacități. Fie înfrânarea contra vicleșug, mai ales în izbucniri. E nevoie de multă chipzuință pentru ca patima să nu ia razna și mai înțelept e cel ce rămâne înțelept și călare. Cine își dă seama de primejdie, umblă cu grijă. Pe cât de ușoară îi se pare vorba celui ce o aruncă, pe atât de grea celui ce o primește și o cântărește. În același loc, adică în Oracolul Manual, autorul Criterionului, capodopera sa, spunea de asemenea, nu trăi grăbit. A ști să împarți lucrurile înseamnă a ști să te bucuri de ele. Multora ne prisosește viața și li se isprăvește norocul. Irosesc mulțumirile întrucât nu se bucură de ele. Și după ce înaintează atât de mult, ar vrea să se întoarcă. Surugia viețuirii care, la goana binecunoscută a timpului, adaugă și zorul firilor. Ar vrea să devoreze într-o zi ceea ce avea ar putea mistui într-o viață. Își trăiesc pripit fericirile, își mănâncă anii ce vin și umblând cu atâta grăbire îi sprăvesc iute cu toate. Chiar în setea de știință se cade să fie o măsură. Ca să nu știi lucruri rău știute, sunt mai multe zile decât noroacele. La desfătare încet, la faptă iute. Treburilor le stă bine încheiate, mulțumirilor rău isprăvite. A înfrâna vine de la frâu, a pune frâu. Abaterile se corectează cu frâul. Eu am mers în copilărie mult și cu căruța și știu cum anume trebuie tras de hăț ca să corectez aceste abateri. Sunt mai multe feluri de înfrânare. Unii din oameni relevant Maxim Mărturisitorul, eminentul teolog de la începutul secolului al VII-lea, se rețin de la patim de frică omenească, alții pentru slava deșartă, alții de dragul înfrânării și, în sfârșit, alții se izbăvesc de ele de teama judecăților dumnezeiești. Răbdarea se manifestă prin cumpătare, căreia Montaigne i-a acordat un întreg capitol în celebrele sale eseuri. Cei ce spun că nu-i vreodată dezmăță în virtute, zicea el, cu atât mai mult că nu e virtute dacă nu e dezmăț, zice el, se joacă cu vorbele. Înțeleptul poate fi numit nebun, dreptul nedrept, atunci când depășesc hotarele virtuții, amintește el observația făcută cu secole înainte de Horațiu, într-una din epistole. Nu fiți mai cuminți decât trebuie, dar fiți cuminți cum trebuie, adaugă apoi cuvântul bisericesc. Lui declară, îi plac firele stâmpărate și pe cale de mijloc. Necumpătarea însăși la bine, dacă nu mă jignește, mă uimește, ci mă face să preget, ai da un nume. Nici acea mamă, și acum dă niște exemple care merită să ne treacă așa.
în fața ochilor. Nici acea mamă care a aruncat a întâia piatra la uciderea fiului său, excesul. Și fugea de întâi să dea poruncă, nici dictatorul Postumius, care o sândit la moarte pe fiul său, pornit cu foc tineresc, să se arunce din rânduri asupra dușmanului, ci fiind biruitor, nu-mi par fapte drepte, ci ciudate. Și nu-mi place să sfătuiesc, nici să urmez o asemenea virtute, atât de sălbată cât și de costisitoare. Arcașul care întrece ținta greșește, cât și cel care nu ajunge la țintă. Ochii sunt orbiți când se ridică deodată spre lumina puternică. Tot pe atât cât orbecăiesc în umbră. Calichez, în Platon, spune că a merge până la capăt în filozofie este dăunător și sfătuiește să nu te înfunzi în ea dincolo de marginile plincioase. Luată cum pătat, este plăcută și la îndemână. Duză la curme face pe om să fie sălbatic și vițios, disprețuitor al religiilor și legilor obștești, dușman al legăturilor cetățenești, dușman al bucurilor oamenilor, neputincios în rânduiala politicii și în ajutorarea aproapelui, tot atât cât și în asa, bun să fie pălmuit fără o sândire. Adevăr spune, căci trecând marginile, ea robește firea noastră, menire, în firească noastră menire și prin discuțință nepotrivită ne abate de la frumosul și netedul drum pe care firea ni l-a croit. Undeva am scris, pare mi se prinde lumină, și faptul că până și în rugăciune trebuie să existe o margine. Nu trebuie insistat dincolo de marginea aceasta a puterii pe care o avem noi, de a ne concentra, de a ridica ochii sus și ochii și sufletul sus. Cumpătarea sau necumpătarea se judecă de la caz la caz. Însă preocuparea pentru prima, adică pentru cumpătare, o întâlnim în epoci diverse și la popoare diferite, cum rezultă din exemplele pe care le dă Esenisul, adică Montaigne. Este sfântă legătura căsătoriei, e un prim exemplu al său, și cu vioasă. Iată de ce plăcerea ce îți mijlocește trebuie să fie o plăcere cuvincioasă, socotită și cu luare aminte. Trebuie să fie desfătare întrucâtva grijulie și cugetată. Fiindcă ținta ei cea mai de seamă este zămislirea. Sunt unii care stau la îndoială. Dacă atunci când nu mai avem această speranță și femeile au trecut vârsta sau sunt însărcinate, mai este îngăduit să cauți îmbrățișare. Este o mucidere după Platon. Unele nații blestemă împreunarea cu femeile însărcinate, între altele cele ale credinței lui Mahomet. Mai multe, când ele sunt la sorocul lor, Zenobia, nu-și mai primea bărbatul decât în timpul sarcinii. Pe urmă, dându-i iară dreptul, laudă și mărinioasă pildă a căsătoriei. De la vreun poet necăjit și pus la post, lung în astă privință, trebuie ca Platon să fi scos povestirea că Jupiter a prinde pe nevastă sa cu atâta înflăcărare într-o zi, încât, nemai răbdând să ajungă la pat, o aruncă pe podea și, dobândit de plăcere prea vie, uită marele și însemnatele hotărâri pe care le luase față de ceilalți zei în curtea sa cerească, lăudându-se că, de data asta, ceea ce îi prii tot atât de bine ca atunci când i-a răpit fecioria pe ascuns de părinții lor. Regii perșilor îmbiau pe soțiile lor la o specie, dar când vinul ajungea să-i înferbânte mai vârtos, nevrând a da pas desmățului, le îndepărtau la cămările lor. Ca să nu fie parte la dezlănțuirea poftelor destrăbălate și nepotolite și aduceau în locul lor muieri față de care nu aveau cuvenită îndatorire. Toate plăcerile și toate încuviințările nu sunt binevenite la orice pași. La orice nici. Epaminonda,
întemnițase un flăcău desfrânat. Penopida îl rugă să-i dea drumul de hatărul lui. Aceasta nu se învoi, dar când ibovnica lui îl rugă, încuviință spunând că era răsplata datorită unui prieten, nu unui capitan. Sofocle, care împărțea pretura cu Pericle, văzând din întâmplare că trece un băiat frumos, ce băiat frumos, spuse el lui Pericle. Acesta răspunse, cele ce zis s-ar potrivi unui altuia decât unui pretor, care trebuie să aibă nu numai mâinile neprihănite, dar și ochii. Răbdarea se educă. Se educă și prin ascultare. O lipsă aproape generală astăzi este ascultarea. Scriind despre anii săi de colaborator la ziarul Cuvântul, al lui Nae Ionescu, Perpesicius atinge într-o frază aspectul care ne interesează aici. Cât de actuală era cugetarea lui politică și cât de acaparantă a lui Nae Ionescu, o bănuiam desigur cu mult mai puțin, reflectată cum o vedeam în oglinzi deformate și lipsită de farmecul dialecticii lui. Dar cât de originală era gândirea, cât de nesecată și cutremurătoare conversația, cât de revelatorie inteligența, acestea le știam din anii juneții din tâi, din lungile preumblări nocturne pe bulevardele Brăilei, amândoi erau Brăile, într-o vreme când el nu era decât un tânăr învățățel de universitate. Căci, și asta vreau să subliniez, căci după clasicism și după dascălul de latinește, care preda și filozofia, de la dânsul am învățat cum se ascultă și cum se poate gândi fără ostentație. Nu poate exista ascultare fără recunoașterea autorității, a ierarhiilor, a regulilor, a criteriilor, a diferențelor. Consecința e haosul, consecința neascultării e haosul de păreri, confuzia între bine și rău, iluzia egalității în toate. Răbdarea nu-i doar o virtute religioasă, cum am afirmat anterior, ci și una profesională. În cazul scriitorilor, al lingviștilor, al muzicienilor, ea se măsoară în anii dedicați unor opere. Azi, când oribil edictul, un Silviu Prigoană are impertinența să susține că dacă ar vrea și ar avea timp de pierdut, ar putea scrie 50 de poeme zilnic. Iar un Gigi Becali avea de asemenea impertinența să se laude că a scris un copșor în închisoare în numai câteva ore. Și sunt mulți ca Alde Prigoană și Becali, încât a vorbi serios despre munca de creație, recurgând la marele exemple, e absolut necesar. Lexicograful Tictin a adunat materialul pentru dicționarul său în 33 de ani. Manuscrisul părții realizate din dicționar de către Alexandru Filipide era înalt, după descrierea lui George Pascu, de 1,25 m. Ienescu a lucrat la edict 20 de ani. Rebreanu, pe care am să-l citez imediat, a terminat răscoala după 29 de ani de la prima schiță a subiectului. În ultimii 5 ani, preocuparea pentru roman devenit obsedantă. Iată dificultățile de a scrie. Și Rebreanu nu era un stilist. Rebreanu era un autenticist, adică căuta să surprindă cât mai exact adevărul. Citez lucruri care sunt atât în jurnalul lui, dar și într-o conferință despre cum a scris răscoala. Eram destul de pregătit și totuși nu mergea. Am început într-o sâmbătă, 9 iulie 1927. Într-o noapte întreagă, de la 9 seara la 6 dimineața, am scris exact 8 rânduri, pe care le-am reluat în aceeași noapte și le-am redus la 7, făcând totuși o modificare de nume folositoare. Arendașul Rogojinaru ținea întâi Moșia Ciuta, pe urmă a primit Olena Dolj.
A doua seară am reluat-o, dat capul și am scris 4 pagini jumătate. Rogojinaru deveni arendașul moșiei Ocina. Noaptea următoare am realizat exact 13 rânduri. În noaptea aceasta am însemnat însă pe dosul paginii. Vineri 15 iulie 1927, noaptea la 12, înainte de a mă așeza să scriu la scris, am auzit țipete de cucuvea în grădină, înspre Someș, curios, ca și la Ioană, la romanul Ioană. Și doar pe aici nu sunt așa dese cucuvelele. Însemnarea intră în ordinea superstițiilor diverse care mă obsedează în timpul scrisului. De altfel, dacă lucrul nu progresa, după însemnarea cu cucuveaua, mi-am zis, cum să progresez dacă am început sâmbăta, adică într-o zi când trebuie să sfârșești, un lucru nu să-l începe. 2 săptămâni m-am zbuciumat toate nopțile în zadar. Nu venea nimic. Răsfoiam note și broșuri. Am citit câteva cărți despre problemele pământului și chestia țărănească de pe vremuri. Luni 1 august am găsit în sfârșit fraza salvatoare cu care avea să înceapă răscoala. Mi-o spuneți? Dumneavoastră nu cunoașteți țăranul român. Pentru mine chinul cel mai mare este prima frază și primul rând, primul capitol. Prima frază marchează ritmul deosebit, unic al romanului. După ce am găsit-o, pare atât de naturală, încât te mir cum te-ai putut gândi la altceva. Conținutul ei, cuvintele, cadența, toate o caracterizează ca fiind singura posibilă și indicată să deschidă poarta unei lumi noi. La fel, primul capitol zugrăvește atmosfera generală a acestei luni, sau cel puțin o prevestește. Lupta pentru prima frază și primul capitol e cea mai aprigă. Afară de Ion, unde s-au realizat într-o singură noapte, într-un elan vertiginos, pentru fiecare roman, am făcut și refăcut începutul de nu mai știu câte ori. Capitolul 1 din Pădurea Spânzuraților a fost încercat în întregime sau parțial de 10 de ori. Numai când, într-un moment fericit, am nimerit prima frază, am nimerit și restul. Simțeam necontenit că fraza aceasta trebuie să marcheze nu numai apăsarea cenușie, dar și o mișcare involuntară poruncită parte de glasul fatalității. Așa trebuie să sosească la locul execuției apusă vorba, mânat de o putere covârșitoare. Aceeași trudă, sub altă înfățișare, s-a repetat la Adam și Eva, romanul Adam și Eva, chiar și la Ciulandra, romanul Ciulandra. Cu acel taci reluat de 3 ori și redus a 3-a oară la o frântură de exclamație. În noaptea asta am scris 4 pagini, noaptea următoare alte 4 pagini, pe urmă iar o neputință de 7 zile. Și deodată la 9 august, o zi de marți, 14 pagini. Ba încă noaptea următoare 16 pagini, apoi 8 și iar 7. Și tot așa, noapte de noapte, cu spor, având până la 21 august, când n-am mai fost în stare să închid decât o singură pagină. Am continuat să rămân la masa de scris și în nopțile următoare. Vacanța se isprăvea abia la 1 septembrie. Nu mai mergea. La 30 august am produs o jumătate de pagină. La 31 de august, tot atâtea. Adică, de fapt, nimic. Simțeam altfel decât vâna aceasta creatoare, că vâna aceasta creatoare s-a ispărit. Nu mai aveam încredere. Ce are a face? Voi relua lucrurile altădată, curând, poate chiar la iarnă, la Orlat. Speranță deșartă. Abia peste 3-4 ani m-am putut întâlni din nou serios cu răscoala. Iarna aceea am fost la Orlat, dar am început să lucrez la Crăișorul, care a și apărut peste 2 ani. Între timp, răscoala mă preocupa necontenit, chiar când lucram la ea. În cele 3 săptămâni, la Maieru, scrisesem peste 150 de pagini. Mai mult de 200 de pagini de tipar, adică o treime din cel puțin romanul gata. De obicei, nu recitesc ce scriu după inspirație până la încheierea manuscrisului. În mod firesc, dacă te lași dus de năva la momentului,
ai îndepărtat și autocritica. O lectură la rece ar putea să te decepționeze și să se redeze avântul. De data asta n-am rezistat ispite. Romanul mă pasiona, dar mă și îngrijora, amintindu-mi distribuirea materiei, capitolele scrise, mersul acțiunii și al oamenilor, mă cuprindeau toate îndoielile. Lângă exemplul lui Rebreanu ar trebui să așezăm exemplul, dacă timpul ne-ar permite, exemplul lui Camil Petrescu, care nu putea lucra decât asupra corecturii. Ce înseamnă asta? Textul lui era cules, se făceau șpalturi, șpalturile sunt niște foi de hârtie pe care este imprimat textul. Deci devine mult mai clar, nu că vreau să intru în cercul ăsta, dar vreau să vă spun că și eu lucrez foarte bine pe pagina dactilografiată, vă poate spune doamna Cioroianu, care mă ajută la cules, sau poate și mai bine pe șpalt. De aici modificările în serie pe care și de aici relația mea bună cu domnul Rusei, care îmi îngăduie aceste transformări repetate la material. Sau să mai amintesc exemple din literatura franceză. Pe cele ale celor doi mucenici ai scrisului, Gustave Flaubert și Marcel Proust, care au suferit lezafă de stil, de chinul de stilului, îngrozitoarea neliniște pe care ți-o dă nerealizarea cotele optimale a stilului. Dintre contemporani, avem exemple și dintre contemporani, chiar din vătătura noastră, calofil sau necalofil. De pildă, exemplul lui Bălăiță. Bălăiță era un scriitor foarte îngrijit, foarte îngrijit. Sub aspectul meseriei, el era ireproșabil. Ieri m-am întâlnit cu domnul Petrușu, pe care nu-l văd aici, dar este. Așa. Am întâlnit cu domnul Petrușca și am discutat despre răbdarea scrisului și mi-am mărturisit un lucru pe care am zis, domnule, am să-l spun lumii acolo. A scris un poem de începutul unui poem de cel puțin 15 ori. Da. Nu știu care e poemul, vă poate spune dumneavoastră. Exersația răbdare trebuie să fie și criticii. Nu doar prin întinderea capacității de a citi, ci prin aceea de a rezista la ofensele venite din partea autorului. E nevoie. Am să citez o notiță. Notița este despre un scriitor și un articol despre un critic. Întâi notița. De la o glorie, notița este din Bilete de papagal, cu titlul Asasinarea unui mort. De la o glorie goală la un neant perfect, e mai puțin de un pas. Domnul Victor Eftimiu l-a sărit de mult. De acum înainte, pentru a feri aerul de zmiasme și putrefacție, tineri care veniți cu o cultură și un ideal, lăsați-l pe Victor Eftimiu în liniștea morților literare definitive. Textul din 28, Eftimiu, care a devenit și academician, a trăit până în anii 70. Așa, e un subiect falit. Dumnezeu nu i-a dat nici înfățișarea hâdă și nu i-a îngăduit, era frumos, era un dărat frumos, și nu i-a îngăduit nici acțiunea profund imbecilă a unui Mihalache Dragomirescu, cel mai grandios monument de gunoaie intelectuale pe care le-a adăpostit la universitate. Victor Eftimiu e un subiect trist. Îndeplinătatea forțelor lui fizice nu înțelege cum a procreat și procrează mental vechituri și lepădături. Acum, un fragment dintr-un articol pe care l-am scris eu despre rezistența la înjurături. E nevoie să știm ce asta. Când eram la catedră, nu-mi picat în loc bine să fiu înjurat, ca publicist.
Înjurăturile erodează autoritatea unui profesor. La început ele încântă pe studentul colegent sau pe welfare-ul care nu scrie nimic, ori scrie numai în reviste academice, apoi depoul lor se propagă și către alți binevoitori. În cele din urmă creează o îndoială difuză asupra persoanei tale, inclusiv celor care anterior îți arătau simpatie și scurtau stil. În provincie unde răutățile sunt primite cu abilitate și fără a li se căuta motivele, impactul poate fi descumpăritor. Dintr-o asemenea aprehensiune, într-o zi, tocmai țineam un curs despre anticritică, mi s-a ivit în minte întrebarea: cum se va fi simțit în fața studenților săi, de-a lungul anilor, au fost mii, Mihail Dragomirescu, cel mai înjurat critic român? Am arătat-o și adineauri. Eu am fost ciupit de câteva ori și m-am neliniștit. Mă întrebam ce știu cei din fața mea despre respectivul incident și dacă trebuie sau nu să-l aduc în discuție. Tentația de a o face era foarte mare, însă de fiecare dată am gândit gândul că nu se cade. A te explica în a ta situație presupune incursiuni într-un trecut obscur, complicat. Rezultatul evocării e adesea un discurs ezitant în predicit. Adică când încerci să te scuzi, uite de ce m-am înjurat cu tare. Adunate în jurăturile împotriva lui Mihail Dragomirescu, arunce mai multe volume. Au fost perioade în care regimul lor era de averse. O parte din cotidiene săptămânale și lunare formau coruri ca să-l denigreze. Lunariile lor e destulă repetiție, dar și variație, căci capacitatea personajului de a enerva mobiliza condeie din aproape toate grupările. În afară de Iorga, de Acecuza și de Octavian Guga, nimeni n-a mai stârnit ca el atâta iritare și, spre deosebire de cei citați, atâta umor. Contrarierea față de Mihail Dragomirescu pornea nu numai de la afirmațiile sale, ci și de la figura sa. Iser, pictorul Iser, l-a desenat de două ori, în viața literară și artistică și în 50 figuri contemporane. În primul, un fel de diptic, de o parte Simeon Mehedinţu cu convorbirile literare, de alta el, adică Dragomirescu, cu noile convorbiri. Are capul teșit, ochii cu cearcăne ca niște bandaje negre, nas în vânt și un bot de antropoid supărat. Poartă frac deschis și pantaloni cu lampas, ridicați peste curbura pântecelui bombat. În mâna stângă ține mâinii drepte și un baston pe care se sprijină de copsă ca pe o spadă. Toată alura sa e semeață și agresivă. În al doilea desen, de pe fruntea îngustă se ridică spinarea recalcitrantă a frizurei, cum spune Petre Locustean în textul însoțitor. Compoziția feței e schimbată de prezența ochelarilor cu șnuri, a mustății și a țăcăliei. Corpul masiv și privirea țintită către depărtări îi dau un aer impozant statuar. Portretul dedus seamănă cu cel din descrierea lui Ovinescu. Înalt, spătos, încât privindu-l din spate, Caragiale a exclamat: ce bine ți-ar ședea ție, Mihalache, la coarnele plugului. Cu un moț de păr pe o frunte îngustă și concavă, ostentativ convex, însă la părinte. Redactorii rubricii de polemică măruntă, al căror client, v-am spus, e foarte des, îi administrează epitete dintre cele mai ofensatoare. Reacțiile celor pe care i-a contrariat sunt imoderate, virulente, câțiva regretând că epoca nu permite să fie lapidat, adică bătut cu pietre. Scandalizat de gucumăniile debitate într-un articol despre arta plastică a momentului, Ciofleck, vedea personalitatea criticului ca un morman de erori și absurdități. Furios că a fost omis din apersiul o privire asupra literaturii contemporane, la cartea de literatură pentru clasa 7, Nicolae Davidescu, nota nu e semnată, dar exemplele date,
în ea, arată că ea aparține, îi declara, îl declara cel mai prost dintre cei 17 milioane de cetățeni ai României Mari. Și nota se cheamă Dobitocul. Iar Tudor Arghezi, Tudor Arghezi, îl bărberește, pun cuvântul în ghilimele, complet și cu perdaf în tablete din țara de Cutii. Într-un capitol acum, 21 de pagini, de mare amuzament, spre deosebire de însemnarea din revistă, aia cu Victor Eftimiu, vă amintiți, am citit-o la mâineaua, spre deosebire de însemnarea din revistă, aci îl înjură râzând, lăsându-l să se desfășoare și subliniindu-i omul. Mi-alac, mi-alac în loc de mi-alache. În loc de mi-alache a inventat un nume, mi-alac. Mi-alac e uzat și deformat ca un ambalaj de sac. Uzeala cedează de jur împrejur. Adipozități diluate dintr-un material cu instant, instabile coerențe. Cusătura picioarelor e coborâtă la gambe. Subsorile deplasate pe șolduri. Sunt ca niște crape. Brațele și-au pierdut contucele și genunchii rotula. E otopa și lins. Însuși craniul s-a modificat ca pălăriile accidentate. Buzele strânse ca gura sacului cu o sfoară la căpătăie desfenat al unei țăcălii de cărți. Poartă ochelari simbolici 2-0. Mi-alac e logic, vulgar, neglijent, are revelații de semidox și reacționează complet inadecvat. Discursul ținut de el frizerilor, ce are loc după frizerie, e în linia lecțiilor pe care, ca profesor, Mi-alac le ținea studenților. Hipercritic, detaliat, excesiv, superflu. Nu este nimeni să se spuie, nu este nimerit, acum începe lecția lui către frizer. Nu este nimerit să se spuie unui client după ce îl bărbărești să vă fie de bine. Peste puține minute, unul dintre dumneavoastră mă va bărbări și pe mine și nu aș vrea să particip ca obiect la un act criticabil. De ce? De ce? Să vă fie de bine, analitic. Întâi, de ce? Să vă fie, al doilea, de ce de bine? Al treilea, de ce să vă fie de bine? Căci, întâi, nu este logic, al doilea, nu este simetric, al treilea, este problematic, al patrulea, e monoton, al cincelea, nu e plastic, al șaselea, nu are culoare, al șaptelea, nu există succesiune, al optelea, nu are conținut, al nouălea, este fără raport de cauză la efect. Sunt 43 de motive care se împotrivesc ivirii unei acțiuni în analogie cu acțiuni epuizate. Un domn oprit în pragul ușii, voi să se intre. A ascultat și pleacă în jurul. Domnul cu pălărie mare și prete, plecând, du-te-n, îi spune profesorului. Neîndoielnic, contemporanii s-au distrat copios citind parodia sistemului și a modului de a discuta firul 14, 43 sau 100 la catedră, în manuale și reviste de către Mihai Dragomirescu. Caricaturizarea, că și despre asta vorbeam, rezistența la înjurături, caricaturizarea nu l-a afectat pe Mihai Dragomirescu. Suflet tare, refractar, impermeabil, imun și pe deasupra capabil de retorsiune. Avea ceva de Don Quixote. Convertea lucrurile, atitudinile, ideile după o logică particulară, dându-le interpretări convenente de mersul și poziție sale sociale. Receptate prin grila regulilor inventate de el, insultele, invectivele, sarcasmele, într-un cuvânt în jurăturile, își pădeau caracterul vituperant și căutau o altă semnificație decât cea pe care le atribuiau adversarii. În timp ce pe cei mai mulți dintre noi jurăturile ne blochează, ne dărâmă, ne termină, lui îi infuza un plus de vigoare în polemici, ca în tenis. Prelua forța loviturilor venite din terenul celorlalți. Cazul e uimitor și din punct și dintr-un punct de vedere exemplar, căci ultimele temeiuri ale oricărei rezistențe sunt un metabolism ideologic puternic și fidelitatea față de tine însuți. Diferit în structura mea intimă de un asemenea personaj, în doar aproape ca la mine.
Răbdarea e o virtute cetățenească. Mai am puțin, nu m-am întâlnit, dar... Răbdarea e o virtute cetățenească. Ea se verifică în timpurile de criză. Să ne gândim la răbdarea celor ce și-au reconstruit țările după primul război mondial și după al doilea. Răbdarea celor care au cunoscut foametea. Imaginați-vă câte zile de foamete astăzi. Cum au reacționat cei mai mulți? De răbdare e nevoie în politică și în toate actele guvernării. Gălăgioșii ar trebui ignorați. Brătianu a fost numit Sfinx, iar Maniu, Sfinxul de la Bădăcini. Pentru anumite hotărâri se retrăgeau, meditau, citeau, comparau, nu se hazardau în declarații demagogice. Din păcate, societatea noastră vrea, folosesc o vorbă dintr-o reclamă recentă, aia cu eliminarea raidurilor, o ascultați seara de seara acum, rezultate imediate. Timpul nostru, se pare, nu mai are răbdare. Ca să iau cunoscută frază a lui Marin Preda. Răbdarea este o chestiune de maturitate, atât a indivizilor cât și a societăților. Unii pot muri fără să fi fost vreodată maturi. E dificil de luptat cu nerăbdarea. Dacă răbdarea ține de educație, nerăbdarea e în firea noastră, rădăcinată în firea noastră. E proprie tuturor vârstelor. Toți am avut nerăbdarea de a începe ceva și nerăbdarea de a încheia sau a termina ceva. Cu vremea, în cazul unora, intervine stăpânirea de sine și salvează ceea ce risca să fie imperfect desfânat. Lucru bine făcut nu se realizează după primul impuls. Adevărata răbdare nu trebuie confundată cu pasivitatea, cu indiferența, cu lentoarea, să ne lamintim pe Trahanachi, cu amărările, cu sindică răbdare. Ar fi pe drept să o facem. Și ar fi greșit să credem că răbdarea ne duce direct la succes. Ba chiar este periculos să crezi așa. Prea multă răbdare duce la exasperare. Exasperarea pe care ne-o provoacă îngânfații, cei ce ne sfidează, cei ce ne desconsideră, într-un cuvânt, impostorii. Există un capăt pentru toate, așadar și pentru răbdare. Quo usque, tandem, abutere, catilina, paciența noastră, învățam noi la latină. Adică cât vei abuza catilina de răbdarea noastră, e reproșat Cicero, senatorului, care avea îndrăzneala să braveze, să vină în senat, după ce pusese la cale o conjurație. Câți din mânjiții zilei de azi nu bravează prezentându-se în inocenți? Câteodată un nu categoric e mai oportun decât să fierb de indignare și să stai mut. Cine se implică în actualitate nu poate adopta sfatul volterian, acela de a privi lucrurile din înălțimea lui Sirius. Am lăsat la sfârșit mărturisirea asupra relației mele cu răbdarea. Prin originea socială și prin educația militară primită în anii liceului și după, am fost obligat la răbdare. Un copil de oameni bogați nu are răbdare și nu va ține niciodată seama de constrângere. Unul care a urmat un liceu civil, așa, și a fost lăsat, a ieșit de sub ochii părinților, iarăși nu va ține seama de reguli. Deci, sunt într-un, fiind, provenind de o familie săracă, sunt într-un liceu cu internat, făcând mereu instrucție, trăind în internate, am fost constrâns să am răbdare. Ai răbdare, să tolerez pe cel de alături, să ajungi să nu sfidezi superiorul. Chiar și locul nașterii m-a determinat să am răbdare. Într-o latură a satului era dealul numit Oadeci.
intrat în literatură, că și trebuie să spun, satul meu a dat mulți scriitori. Eusebiu Camilar, Constantin Ștefuliuc, azi sunt Liviu Popescu, acolo venea Magda Isanos, acolo venea Elisabeta Isanos în vacanțe, acolo a scris Boiculese, profesoara Boiculese, cărțile ei pentru copii, acolo a scris și a reflectat la temele lui de istorie literară și lingvistică academicianul Haralambie Mihăiescu, deci nu era un sat oarecare. Acum când am avut o ocazie să amintesc, am spus că sunt vreo 5 membri ai Academiei din satul acela, în comună acela, din istorie, din muzică. Poate ați auzit de Viorel Munteanu, poate ați auzit, nu? Pentru că îi se cânte Glasul Republiei, a fost cântată, compoziția asta a fost cântată și aici. Deci, satul meu, așa, mi-am dat seama când trebuia să urc, că nu trebuie să urc pieptiș și în fugă. Cine urcă pieptiș și în fugă, aici o trec din apropiu, în fine, ăla greșește față de sănătatea sa, repet, este periculos. Destul de târziu am realizat că fiecare dintre noi, oamenii, suntem construcții, o construcție. În Biblie se vorbește de zidirea omului. Ce punem în această construcție ca ea să reziste? Cum dobândim un conținut? Foarte adesea credem că am dobândit conținutul, dar rare ori o dobândim. Am avut norocul să predau literatură veche, unde discursul despre răbdare este de rigoare. Acolo vorbești despre copiști, despre tipograf cu mijloace sărace, despre hârtie la care trebuia neapărat făcută economie, despre scris, scrisul acesta cumpătat în literatura veche, scrisul responsabil, scrisul în gândul, ce o să zică viitorul despre acele pe care le afirm el. Așa, deci, în toate astea sesizezi ideea de răbdare. Cred că orice om de cultură și orice profesionist ar trebui să reflecteze la răbdare. La răbdarea pedagogului, la răbdarea medicului, a chimistului, a biologului, a arhitectului, a constructorului, a pictorului, toți, ca să închei, pentru a progresa în meseriile noastre, avem nevoie de răbdare. Este o constatare doar. Îmi pare rău că am uitat ceva să vă spun la început și anume să închideți telefoanele mobile pentru că oricum nu foloseam nimic. E un exercițiu permanent pe care eu îl fac. Din păcate, noțiunea de civilitate intră foarte greu în societate odată cu tehnologiile. Ba chiar tehnologia distruge bostănăria. În fine, aș începe prin a-i mulțumi domnului profesor pentru simplu fapt că începem această călătorie spre eternitate în anul 30 al existenței Centrului de Cultură George Apostu cu domnia sa. Vă mulțumesc! Apoi aș vrea să-i mulțumesc că ne-a îngăduit să urcăm în arca domniei sale și să ne iluminăm. Nu este puțin lucru.
Iar emoția mea este cu atât mai mare cu cât am sentimentul îl am foarte rar. Că nu chiar totul este pierdut, uitându-mă la acești copii minunați care și-au luat tot timpul notițe cât ați vorbit dumneavoastră. Sper să și folosească. Nu lor, părinților lor. Dar vor fi aici în țară. Și când vor ajunge părinți. Sunt. Atunci sunteți fericiți. Se duc acasă. Aveți o soartă bună. Aș mai vrea să vă mărturisesc că pentru mine și eu sper pentru Bacău, pentru tot ceea ce înseamnă partea culturală și nu numai a Bacăului, ar trebui să fim mândri astăzi, acum, aici, în această zi, și de aici încolo, cât om mai trăi, că în fața dumneavoastră se află cel care în decembrie 2019 a primit premiul Lucian Blaga al Academiei Române. Discutam la început cu domnul profesor și vorbeam de socruri și de toate celelalte lucruri care ne cam contrariază, mai ales atunci, într-un timp în care se vorbește cam mult despre ele și mai puțin despre ce se află pe ele. Rog să mă ierte că am făcut cunoscut acest lucru, deși probabil că sunt puțini dintre dumneavoastră care nu știau aceasta. Dar este pentru noi o mândrie să avem aici la Bacău, în mijlocul Moldovei, un om care a primit acest premiu și care sigur că face parte, vrem nu vrem, din acest panteon al Academiei Române. Aș mai vrea să vă spun că sunt fericit că ați dat curs invitației noastre cu un număr atât de mare. Sunteți prieteni vechi și statornici ai centrului. Vă cunosc cam pe fiecare în parte. Dar aș vrea să mulțumesc în primul rând la doi oameni pe care îi apreciez foarte tare, pentru că nu trag unul într-o parte și altul în altă parte și pentru că știu ce înseamnă a fi înăuntru unui sistem care are nevoie de oameni puternici, care trebuie să facă tot ce este posibil profesional și uman pentru ca noi toți și cei care vin după noi să învețe. Domnul rector al Universității Vasile Alexandrii din Bacău, profesorul Carol Șlacovski. Vă mulțumesc! Domnule rector, domnule profesor, aș vrea să vă spun că și prin strădania noastră, când spun a noastră, nici măcar nu spun a mea. Eu nu folosesc pluralul maestății, că nu stă foarte bine. Primele două volume, poeziile lui Vasile Alexandrii, au apărut. Ele vor ajunge la Bacău într-o zi pe care, sigur, împreună o vom sărbători așa cum se cuvine, pentru că Vasile Alexandrii n-a plecat niciodată de aici, se întoarce de fiecare dată cu gesturile noastre culturale cu tot. Să-i mulțumesc că este prezent aici domnului rector al Universității George Bacovia din Bacău, profesorul Nicolae Lu. Și să-i mulțumesc unui prieten apropiat, nu faceți niciun fel de conotații pentru că eu am devenit un om liber, în timpul din urmă, un om apropiat, un om de o verticalitate rar întâlnită în spațiul politicii românești, senatorul Viorel Ilie. E bine să ne spunem lucrurile acestea, pentru că putem păți, așa cum a pățit prietenul, care tot se plângea că este bolnav, prietenii nu-l credeau,
El s-a dus, iar cei care îl urmau, rup tăcerea la un moment dat și spune, ăsta chiar era bolnav, domne. Și nu mai avem timp să ne spunem o vorbă bună. Și cum spunea Pavel, când o facem și pe asta, a murit deja. Așa încât e bine să ne spunem acum aici, în viață, ceea ce avem de spus, dar mai trebuie să punem întrebări. Pentru că avem cu cine dialoga. Ăsta este scopul acestor întâlniri, a provocărilor coloviale de la Centrul Apostol. De obicei, spectatorul vine și spune, aha, mama e plecată, spectatorul vine și ce a zis? Spectatorul nu este parte din ceea ce înseamnă dialogul. Eu doresc, îmi doresc noi, cei care am imaginat acest tip de relație cu publicul, să ne punem întrebări și eventual să răspundem și dacă răspundem, poate să găsim și ceva soluții pentru ceea ce ne frământă. Înainte de a trece la această parte a doua a întâlnirii noastre de astăzi, aș vrea însă să vă rog ceva. Nu dizertați. Puneți întrebarea doar. Deci faceți un exercițiu de voință și nu discutați despre voi fiecare în parte, ci puneți o întrebare ca să vedeți dacă e bun răspunsul pe care de altfel îl și aveați. Și aș vrea să mai spun două lucruri despre un om cu totul special al cetății Bacăului. Unii îl cunosc mai mult, alții îl cunosc mai puțin. Știu că se ocupă cu ceva inutil pentru că internetul a dat buzna în sufletele și în mințile noastre rătăcite. Iar noi din această rătăcire aproape că nu ne mai putem reveni. Un om care vine și așează în fața, în mijlocul cetății, Cartea frumoasă. Cea mai mare parte a operei, dacă nu chiar în întregime, a desenului profesor Constantin Călin, a apărut la editura Babel, cea condusă de nimeni altul decât de Eunel Rusei. Almintea în memorie bună, dar dacă cumva o uita ceva, să-mi aduce aminte, să-mi faci așa. Nu totul este improvizație. Sunt ore de discuții, de gânduri, de adunări, de dialoguri, de tot felul de frământări, până când ajungem la o formulă de tipul acesta. Așa încât, pentru că în ultima, acum de curând, a apărut o carte pe care eu am citit-o, să știu să mai și citesc din când în când. Mai citesc din când în când. Și care mi-a plăcut enorm pentru că am avut sentimentul că mă identific cu cel care se identifică cu cartea, cu profesorul Constantin Călin. E aproape o imagine a profesorului Constantin Călin de la început până la sfârșit. Este vorba despre cartea Centenarul, Lecturi particulare. Îndrăznesc să sper că acele cărți care sunt acolo așezate cu preț, cu tot, nu vor rămâne acolo, ci le veți cumpăra, pentru că la final domnul Constantin Călin o să ne acorde și privilegiul de a avea câte un autograf pentru cei care, sigur, vor cumpăra câte o carte. De aceea aș vrea, într-un timp foarte, foarte, foarte scurt, care să, de fapt, să însemne întrebarea care trebuie este pusă pentru domnul profesor, să rog pe profesorul Alin Popa să ne așeze așa o mică planșă despre această carte care seamănă foarte, foarte mult cu o alta, sigur, mult mai extinsă, este vorba de Cronica anilor 2014-2020. Ca să
prin osârdia domnului academician Eugen Sighion și altora care lucrează la Academia Română, carte pe care eu mi-am dorit, am și spus-o, mi-aș fi dorit să o văd în casa fiecărui român. Mai ales că eu am trăit centenarul ăsta într-un fel cu totul special, că așa m-a prins vremurile. Alin, te rog frumos, tare și direct și foarte, foarte scurt și întrebarea care trebuie accesată pentru domnul profesor. Aș mai vrea doar înainte să spun un lucru. Tot ce se întâmplă aici la Centrul de Cultură George Apostu, vorbesc pentru cei care cunosc regulile și legea și sunt cu tehnice, dar trebuie să le spun, trebuie să le aduc ca minte mereu, mereu, pentru că altfel nu învățăm. Să înțeleagă că tot ce se întâmplă aici este o proprietate a centrului și că trebuie să se instaleze în ceea ce înseamnă drepturile de autor și drepturile conexe, chiar dacă suntem într-un spațiu public. Sigur că aici de față există un prieten foarte drag, mie, care conduce o televiziune interesantă. Am spus doar un cuvințel din ceea ce s-ar putea adăuga la multele alte lucruri interesante pe care le face. Vorba de televiziunea literară care are dreptul să înregistreze și să se dea pe post această întâlnire. Dar trebuie să ne înțelegem că toate acestea sunt făcute în baza unui protocol. Așadar, să trecem peste lucrurile astea mărunte și, mă rog, atât de confortabile pentru unii dintre noi și să rugăm pe Alin să ne spună câteva scurte, foarte scurte cuvinte despre carte, pentru că el este istoric, pentru că are o experiență de istoriograf și pentru că este și astăzi, acum și aici, șeful departamentului nostru proiecte, programe, promovare, patrimoniu muzeu. Te rog frumos, Alin. Domnule profesor Constantin Cărin. Cu fața acolo, chiar dacă domnul Constantin Cărin este în partea aceea ca să audă mai mult cei din față. O să încep prin a vă spune că ne onorează prezentarea noastră la Centrul de Cultură George Apostu. Tare, mai tare. Ne onorează prezența dumneavoastră la Centrul de Cultură George Apostu. O prezență cu rost înalt, benefică, cred, pentru toți cei care au optat să fie astăzi în acest spațiu al provocărilor colocviale. Un spațiu pe care îl înmobilați prin înțelepciunea dumneavoastră, prin un orizont absolut intimitant al cunoștințelor de amvergură enciclopedică. Am parcurs de curând ultima apariție editorială, pe parte semnătura dumneavoastră, e vorba de centenarul, de studiile particulare. O carte a apărut anul trecut la editura Pavel, în Bacău. Cazează majoritatea cărților pe parte semnătura dumneavoastră. Cred că nu greșesc dacă este singura carte ce tratează problematica complexă a Marii Unii într-un context deosebit de ofertant. Este vorba de aniversarea centenarului Marii Unii. Remarc atâta oară disponibilitatea dumneavoastră pentru a analiza critic aspecte mai puțin abordate de istoriografia Marii Unii, capacitatea de a focaliza atenția asupra forțelor întunecate, avea șoptite ale drumului către împlinirea acestui ideal. Grija pentru detaliu, nerocința, conexiunile pe care le faceți între trecut și prezent, felul în care vă selectați informația, asemănătoria să slujească ideilor și opiniilor dumneavoastră, o bogăție tematică, dar și cea a resurselor bibliografice, sunt, ca de obicei, impresionante. Dacă doriți să aflați detalii despre numărul exact al medicilor care au murit în perioada epidemie de tipos exantematic. Dacă doriți să știți felul în care ieșenii s-au raportat la fluxul de populație din
perioada refugiului din 1917. Dacă doriți să știți informații despre prețurile alimentelor, despre specula cu alimente de primă necesitate, dacă doriți să știți, să cunoașteți pe un care românii s-au raportat la proiectul Wilsonian al Păcii și multe, multe alte aspecte legate de Marea Unire și de perioada războiului, atunci musai, trebuie să puneți mâna pe cartea domnului Bălin și nu doar să puneți mâna, ci să o și citim. Am rămas la finalul lecturii cu impresia că ați epuizat aproape toate resursele bibliografice. De altfel, toate cărțile marca Constantin Călin scutesc orice istoric de numeroase drumuri către arhivele locale și nu numai. În plus, iar acesta e un aspect care porește enorm admirația pe care vă port. Remarc atâta oară, felul în care știți să aduceți la lumină constant personalități locale, mai puțin cunoscute ale vieții culturale, politice, administrative. Nu mă refer aici la Bacovia, câți dintre noi știm bună oară cine a fost avocatul lui Stoican, primarul, eroul de război, cel care îi datorăm existența Măcoa, celui mai mare cimitir al eroilor din primul război mondial de pe strada Constanței, Mihail Băgăunescu. Tede Pătrășcanu, profesor și scriitor în o perioadă în Bacău. Îndrăznesc să afirm că pariul pe care dumneavoastră l-ați făcut cu această lume a așa zisilor marginali, pariul dumneavoastră cu acest univers așa zis provincial, a fost un pariu câștigător. Ar trebui să fie câștigător nu doar pentru dumneavoastră, ar trebui să fie câștigător pentru noi toți, pentru că avem aici comori pe care fie nu avem timp, fie nu avem disponibilități să le descoperim, dar pe care le descoperă unii intelectuali în detalii a domnului Constantin Călin. Vă rog să-mi permite să vă adresez două întrebări. Prima e de natură tehnică, să spun așa. Am o curiozitate pe care n-am îndrăznit să o transform niciodată în întrebare. Și ea izvorăște din nevoia unora din generația mea de a ne raporta la repere, la modele pe care am putea să le urmăm. Vă întreb cu se poate de deschis și de direct. Care este programul dumneavoastră de lucru? Cum vă chivernisiți timp? Tehnic vorbind, felul în care vă raportați la informația de arhivă, la cea bibliografică, cum o compartimentați tematic, pe ce, dacă există informație balastră la care renunțați sau din potrivă, păstrați tot astfel încât să puteți fructifica pentru proiecte viitoare. Iar cea de-a doua întrebare are legătură cu felul în care noi n-am știut să sărbătorim centenarul Marii Uniri, sunt perfect de acord cu punctele dumneavoastră de vedere exprimate în carte, ele îmi consolidează impresia de eșec de anul al centenarului irosit în zadar, vânecat în discursuri politice, în foile vrăgeală. Am ratat, așa cum spuneam și dumneavoastră, o bună ocazie de a fi sincer cu noi, de a ne raporta sincer la trecut și de a îndrepta privirea către un viitor posibil mai bun. Care este cauza acestei vocații a eșecului? Eu? La mai rămân. Raportându-mă strict la felul în care n-am sărbătorit centenarul mai rămân. Vă mulțumesc! Relativ la... Întâi să spun un lucru despre carte. Eu nu sunt istoric. Sunt, mă rog, dacă și asta reușesc să ating, istoric literar. Da.
Cartea aceasta e în afara unui program al meu scrisă, dar ea e scrisă cu o participare poate mai mare decât altele din lucrări. Pentru că fața nevăzută am încercat să o scot în evidență. Am luat lucruri de... Să vă dau un exemplu. Vinul, ce însemna vinul în timpul primului război mondial? Se produseseră atâtea cazuri de tifus, medici care, vreo doi, scriu articole în ziar, îndrumă populația cum anume să se ferească de tifus și peste câteva zile citești că respectivul a murit. Oameni veniți din străinătate, campioneșii, alții, care au venit aici, au găsit sfârșitul, au venit cu un mare devotament întâi pentru știință, pentru a dedica cunoștință și pentru a ajuta. Noi nu ne putem imagina cât de generoasă a fost epoca aceea. Oamenii aceștia ajungeau în România făcând o adevărată o aventură. Plecau prin Moldova, veneau prin Rusia și intrau pe la Iași și ajungeau în bucățica de țară care era. E greu de imaginat că a populația din aproape toate regiunile țării se adunase în Moldova. Și fiecare din târgurile acestea devenea important prin faptul că era suprapopulat. Suprapopulația asta aduce și mizerie. Scris un capitolaș despre pericolul pentru siguranța națională a păduchilor. Deci, păduchii au fost o temă care s-a ocupat unii din savanții timpului. Un Simionescu, un Leon de la Iași, s-au ocupat să ce remedii, ce facem, cum ne păzim. Era aproape imposibil să te păzești. Sfatul medicilor era, vedeți, acum se vorbește de gripă. Atunci sfatul medicilor era următorul. Te duci, te-ai întâlnit cu cineva bolnav, când ai ajuns acasă, te dezbraci, lași la ușă hainele tale, după aceea intri în casă, îți îmbrățișezi copiii sau nevasta, așa, sau, mă rog, pe cei apropiați. Deci, o adevărată obsesie. Și ziceam de vin. Ei, a apărut ideea că vinul întremează și ajută la vindecare. Am dat acolo un exemplu că pentru a doua oară în istoria noastră, în istoria de până atunci, postul Paștelui a fost suspendat. Metropolitul a spus că se poate orice consuma, că facem pentru Dumnezeu și facem pentru patrie. Dintr-o dată, acest produs devine un produs strategic. Deci toate schimbă valoarea în timp de război. Se raționează. Adică nu ai voie decât maturul avea voie la jumătate de litru. Pentru asta se emit cartele. Un întreg proces, un întreg mecanism. Am plecat de la amănunte. Cât și-au pus problema? Câte forme de pâine aveam noi în perioada aceea și cât anume costau. Atunci apare ideea franzelei de jumătate de kilogram. Almintele erau pâini foarte mari, la Basaraben, de pildă, erau și pâini de 3 kg. Cum ar fi fost coapte? Cozile de la pâine. Toate lucrurile astea, adică mie mi s-au părut mult obligatoriu de relevat. Pentru că noi vorbim doar de eroism, vorbim doar de general, vorbim doar de antipatiile dintre generale, antipatiile față de Averescu, antipatia față de Grigorescu.
soarta unora și la altora, de mai târziu, intrarea lor în politică. Dar nu discutăm despre viața celor, n-am discutat cel puțin despre viața celor simpli. Eu cred că din punctul ăsta de vedere am adus o contribuție minoră, dar o contribuție la cunoașterea acestei vieți. Cât privește timpul meu de studiu, timpul meu, Dumnezeu mi-a dăruit ani și am reușit, nu trebuie să fac niște eforturi de deosebite, să, așa, mă duc în fiecare zi la bibliotecă, asta este regulă. Sau aproape în fiecare zi, că nu mă pot duce și sâmbătă și duminică. Dar mă duc la bibliotecă. Din ceea ce am citit pentru Bacovia, au rămas pe laturi. Imaginați-vă un atelier în care tragi cu rindeaua, tai, rămân surcele. Important este astea să le strângi, să știi să le împachetezi eventual într-un articol, să le împachetezi într-un capitol de carte. Deci, de aici, iarăși, trebuie să mă rog de cel de sus pentru timp, pentru că încă mai am adunat asta. Am adunat pentru teme diverse. Fișierele mele sunt cam așa. Teme diverse. Deci teme diverse. Problema e câteodată am următoarea senzație. Există în parabola bogatului care a adunat și nu știe cum are să-și valorifice ceea ce. Și eu îmi pun din când în când, înainte de vârstă, am pus problema aceasta. Apuc să fac ceea ce mi-am făcut. Apuc să folosesc întreg materialul. Pentru că aici este, aș zice, chiar drama noastră a cititorului perseverent. Să nu știi dacă vei ajunge să folosești ce ai adunat, dar niciodată nu te mulțumești cu ceea ce ai adunat. Ducându-te să verifici ceva, mai iei, dar te mai angajezi. M-am gândit eu în urmă cu 2 luni sau 3 luni să citesc despre întâlnirile unui reporter Bruna Fox cu politicienii. Politicienii, cum se face acum la televizor? Acasă la ei, dar făcut cu inteligență, nu pisica doamnei Dăncilă, și nu mai știu ce teme de genul ăsta. Adică niște lucruri foarte serioase. Oameni în miel, în mijlocul celor cărora, de către care au fost aleși și în mijlocul cărora se reîntorc cu o anume familiaritate. Da. Deci asta se adună, o să vedem și dumneavoastră, care aveți pasiunea aceasta a arhivelor și a strânsului, cum se adună și cum există în chimie o valență întrage altă valență, mă rog, nu aș putea eu să explic bine din punctul ăsta de vedere, dar există valențe libere mereu și mereu să mai poți adăuga ceva. Mai sunt, ne putem, toți care mergem la bibliotecă, ne putem încătui niște liste de teme. Uite pe chestia asta. În afară de asta, să vă mai spun un lucru. Eu am fost ziarist. Un ziarist trebuie să-și fabrice subiecte. Dacă am realizat ceva prin scrisul meu, aș putea spune că am realizat un număr, dacă stă cineva să le numere, un număr foarte mare de subiecte. Deci am atins problema. E alta. Am atins și am adâncit? Nu. Multe din ele nu le-am adâncit. Dar de atins, am o anume, să zic, prioritate. Uite, de chestia asta, dacă ar fi să mă întrebe cineva, uite, chestia asta am bifat-o eu mai întâi. După aceea au bifat-o și alții. Da, dar asta, m-am învățat să-mi fabric subiecte, să-mi fabric teme. Scriu la o revistă care nu ajunge pe aici, dar ea vine la bibliotecă, se numește Acolada. Rubrica pe care mi-am arondat-o acolo se numește zigzaguri. Zigzagul mă obligă să trec de la una la alta. Poate că e mai ușor să scrii masiv
să umpli rezumate sau nu știu ce, dar aici trebuie să-ți inventezi, în afară de asta, inventând un subiect, trebuie să ai un început și trebuie să ai un sfârșit. Că dacă nu le-ai lucrat bine, așa, trebuie să lucrezi cu finețele lui care face scobitori. Adică să înțepe și începutul să, și sfârșitul să lasă. Da? Sunt lucruri de, să le zic așa, de tehnică care, și de acumulare. Acum nu pot, nu mă scol nopțile, nu mai pot sta. Nu sunt balzacian, nu am fost niciodată, mă scol târziu, mă desmetizez greu. Mă rog, sunt alte lucruri acum. Dar șina pe care trebuie să merg în ziua respectivă, o știu asta, deci asta. Și asta mie mi se pare important. Că uneori ce o pot lua alții înainte, merg pe drum spre bibliotecă sau spre centrul orașului și văd o dată tineri care trec pe lângă mine și o iau, când mă uit, el e departe în față. Și am zis că asta e regula vieții. Și în literatură, și în celelalte pe care le fac. Vine cineva, pășește mai, are pasul mai mare sau pășește mai iute și îți trece înainte. Trebuie să acceptăm chestiunea asta. Dar pe porțiunea pe care am pășit, să bătătorim acolo ceva. Da. Este de reținut aici și mă refer... Nu, vorbesc chiar cu toată lumea. De reținut aici, o propoziție foarte, foarte scurtă. Merg în fiecare zi la bibliotecă. Acum să nu înțelegeți copiii că domnul profesor duce la bibliotecă ca să se ducă la bibliotecă. Merge în sala de lectură, unde rămâne ore bune. Și acolo trebuie să precizez. Când mă duc la bibliotecă, mă duc, întâi trec pe la chioșcul de ziare și cumpăr ziare. Am obiceiul de asta că trebuie să cumpăr ziare. Că dacă eu nu cumpăr, cu tare nu cumpără. Industria asta a ziarilor ar trebui să dispară. Și ar trebui să primim numai... Atunci am făcut un fel de datorie. Dar ziarele alea cu care mă duc în geantă la bibliotecă, nu le desfac la bibliotecă. La bibliotecă mă duc pentru lucrurile, sau la arhive, pentru lucrurile vechi. Pentru ceea ce e vechi, pentru ceea ce nu am acasă. Și pentru ceea ce consider a fi foarte interesant. E o mare voluptate să citești pe alții de acum 90 de ani, 100 de ani și să vezi ce inteligențe frumoase aveau. Ce oameni minunați scriau atunci. Care era nivelul lor intelectual? Oameni care aveau doctorate în străinătate, care aveau cariere, care aveau spirit, care știau să și glumească în același timp. Biletele de papagal, l-am tot citat pe arghezi, aveau la fiecare număr, jos, o rubrică de vorbe. Vorbele alea erau glume. Biletele de papagal erau ca o jumătate de coală, o coală a patru, priată. Așa, și prima pagină era articolul lui, cel mai adesea articolul lui Argheze și după aceea alte articole sau poeme și la sfârșit vorbele astea, în care luau din fântâna de vorbe spirituale existente. Luau ca din, așa, și le repuneau în circulație, în glume, și iau să glumească. M-am uitat, am scris recent despre paginile noastre de anul nou și de Crăciun. N-am găsit în paginile de anul nou și de Crăciun scrise acum, recent, nici într-un ziar, o urătură, o sorcovă. Sorcova e bună să și urzici pe politician, pe guvernant, așa. De asta să ridiculizezi pe cineva.
am dat peste o socovă în care cel ridiculizat era un sindicalist, Grigore Forțu, care la o enervare a zis, precum, cum îi zice, carabină sau mitralieră, așa, care a scos pistolul. Și atunci au scris mai multe lucruri despre Forțu și pistolul. Da. Încă inclusiv Viața Românească a scris despre Forțu și pistolul. Încă o revistă extrem de serioasă de nivel european. Deci, noi nu mai avem așa ceva în lume. N-am râs. Citind un ziar, nu știu, la televizor. La televizor, valabile sunt doar sketch-urile, din punctul meu de vedere, având substanță literară și literatură, alea de dinainte de 89. Deci, există fascinația, suntem unii dintre noi, că văd aici pe domnul Ceu, că văd o linie acolo, în rând întreg cu doamnele de la arhive. Deci există o fascinație a lucrurilor vechi, da, din care poți scoate lucruri mari. Trecem mai departe. Daniel. Domnul profesor, da. Mai din cazul. Nu, veniți aici, vă adresați, învățați ceva. Haideți să și învățăm în povestea asta cu dialogul. Domnul profesor, mă auziți? Eu vorbesc cu dumneavoastră. Domnul profesor, eu chiar vorbesc cu dumneavoastră. Vedeți, vorbind cu domnul profesor, de fapt, sunt în fața dumneavoastră ca să auziți dumneavoastră ce întrebare e cu domnului profesor. Că altfel, dacă nu știți întrebarea, nu înțelegeți nici răspunsul. Deci obișnuiți-vă cei care puneți întrebarea să nu vă întoarceți cu spatele la public și cu fața spre cel pe care noi îl unora nu le place, altora le place. Dar dincolo de această glumă, trebuie să înțelegem un anumit tip de comportament cu publicul, pentru că altfel nu mai înțelegem nimic. Mai ales că vă aflați într-o instituție de spectacole de importanță națională, n-am că am zis-o și pe asta, ca să moară dracii. Și atunci are o astfel de întâlnire și o anumită dimensiune spectaculară. Nu asta trebuie reținută. Ce este dincolo de spectacol? Adică esențele. Adică cuvântul bine rostit. Da, Daniel, te rog să mă ia. Acum, așteam să dați din picioare. Așa am convenit. Deci era strict în scenariu. Da. Bună seara pentru toată lumea. Domnul profesor, eu într-un fel sunt obligat să explic. În momentul în care v-am propus această temă despre răbdare, eram exact cum ați fost dumneavoastră, cum recunoașteți în volumul 3 din dosarul Bacovia, că ați fost într-o anumită vârstă, când ați resimțit un anumit triumf al unui marginal. N-am fost singurul. Îmi amintesc pe Adrian, care a scris în Ateneu și reieșea de acolo un anumit sentiment de triumf. Deci a fost acest sentiment, dar a fost și senzația pe care o am de prea mulți ani, că ați fost foarte răbdător. Iar eu am perceput tot timpul această răbdare a dumneavoastră ca un act de credință. În consonanță mi-ați explicat despre virtutea teologală. Eu așa am perceput. E foarte greu să vă depășească vreun tânăr când e vorba de dosarul Bacovia. Eu stau și mă gândesc dacă aș ambiționa vreodată să mă apropii, nu să vă depășesc. E foarte greu, într-adevăr, să stăm în arhive și în sala de lectură, mai ales azi, când orice s-ar spune. Știți că se calculează deja viteza timpului. Există, sunt niște calcule
și nu le fac contemporanii. Le făcea un doctor, doctorul Arcadie Percec, acum, cred că, 50 de ani. Da. A fost colaborator, dacă ai găsit. Da, absolut, absolut. Doctorul Arcadie Percec vorbea despre viteza timpului prin anii 70, când încerca să le explice oamenilor că ar fi cazul să se relaxeze. Astăzi nu știu dacă vă mai relaxați sau pur și simplu vă urcați în capsula timpului și acceptați viteza. Eu asta încercam să vă explic. Nici o secundă n-am crezut că sunteți un monument de răbdare. Întotdeauna am perceput că sunteți un constructor al propriei răbdări. De asta v-am și invitat și exact asta ați făcut. Eu nu mă pot declara decât mulțumit, însă așa cum îi stă bine călătorului prin întrebări, eu vă întreb foarte simplu că ați început cu treaba asta. Dacă ar fi să o luați de la început, istoric literar sau chiar istoric? Vă mulțumesc! Și una și alta. Și una și alta. Adică există printre ratările mele un fel de angajament. Titlul a intrat la o editură, la editura Minerva. Titlul pe care l-am propus era despre romanul istoric. Deci, atracția romanului istoric a existat. În liceu mi-a plăcut istoria. Vorbind despre Bacovia, în foarte multe pagini fac istorie. Mai puțin critică literară și mai mult istorie. Adică încerc să... Sunt un determinist în felul meu, să-l includ pe autorul respectiv, în spațiul respectiv, în epoca respectivă, deci să-l definesc pe cât este posibil, verificând apoi pe mine. Sunt anumite evenimente la care noi reacționăm și modul cum reacționăm depinde de starea noastră socială, de interesele noastre, de cercul în care ne învârtim. Multe din astea trebuie determinate. Și fac în același timp un fel de istorie culturală. Mă bazez pe literatură. Dacă cineva ar avea răbdarea să mă citească atent, să mă citească și după aceea să mă citească atent. Deci dacă ar avea răbdarea asta, ce-ar observa? Că în aproape fiecare, chiar într-o notiță, este o instilație din asta cu conținut, introduc ceva în conținut literar. O analogie, o aluzie la literatură. Literatura este întru totul mediul meu, mediul nostru. Da? Asta gândesc. Iar ca să vă răspund și la prima parte, eu am înțeles întâlnirea de seara aceasta un pic mai modestă. Așa, mai... adică mai puțin, restrâns când ați spus. N-am găsit sita potrivită ca să controlăm. Așa că eu nu sunt din aia care, o spun cu toată sinceritatea, nu sunt din cei care caută fastul, expunerea, cine vrea să cumpere știe adresa editurii, poate să cumpere de acolo. N-am venit cu marfa la casă, editorul este cel care a venit să facă această expunere și mai ales să arate un lucru. Fidelitatea, una, se deduce din substanță, dar fidelitatea față de editura cu care am lucrat. Am rămas la același format de carte, la același desen al coperții, schimbându-se doar colaboratorii. Adică încerc, apropo de, dar nu la modul
să fie un fel de desen al meu, de, marcă, așa, domnule, uite, el așa a scos cărțile așa, da. Și editorul m-a ajutat, adică am convenit împreună, să le scoate în felul ăsta. Puse una lângă alta, să știți, acum îmi dau seama chiar arată bine. Scurtă. Da. Da. O să mă tot, așa ca să mă vadă lumea. Sigur că simțul meu reporterincesc nu mă lasă să dau aici pe primul loc, pe primul scaun. Domnule Călibra, vreau să vă întreb. Și întrebarea mea poate fi retorică, dar în același timp poate fi și un pic așa amuzantă. Spuneți-mi, ați avut răbdare mai mult în tinerețe sau acum? Mulțumesc! Când ați avut mai multă răbdare? Am spus, domnul. Tinerețe, cum am explicat, răbdarea mea era efectul unor constrângeri. Puse, da. Eram constrâns să fiu răbdător. Constrâns să învăț bine, să învățam bine, nu mergeam mai departe. Dacă m-aș fi născut mai târziu, în momentul de față, eu n-aș fi putut să merg la o facultate. Vorbim de starea materială a părinților. Atunci, răul cel mare care m-a făcut comunism a fost că ne-a dat bursă. Am avut foarte mulți burse, am trăit din bursă, aveam o bursă din care îmi rămâneau 50 de lei. Deci bursa de, luam bursa de mere și îmi rămâneau 50 de lei. Ei, cu aia 50 de lei mă puteam duce la teatru. Cărțile din biblioteca pentru toți costau între 3 și 5 lei. Unele erau de 3 lei, unele erau de 5 lei. Biletul la cinema era de 1,25 lei. Vinul în Iași, 6 lei. Era ieftin. Dar bun. Nu era gratuit, dar era... Deci, asta era vremea. Astăzi sunt răbdător pentru că sunt mai relaxat. Adică nu mă mai enervează cât ai o figură de politician. Nu mă enervează cât are comentator care a placat de nu știu câte ori și are impertinența să se afișeze iarăși și iarăși și iarăși. Sunt destul de relaxat sau îmi vine de-a dreptul să râd când văd câte unul care a și făcut pârnaie, vine și ne dă lecții de morală. Deci sunt atâtea, e o lume pe dos. Dacă nu te obișnuiești cu această lume pe dos, înseamnă să exasperezi. Asta e lumea noastră. Totuși, nu e un paradox în chestiunea asta, înseamnă supun. Pe răbdarea era mai mare. Deci îmi dau seama de următorul lucru. La noi, o revoluție nu se va putea întâmpla în viitor nici la peste 50 de ani. Nu, lucrurile sunt atât de bine degradate, atât de degradate, încât alterate, încât nu pot să reconstituim o masă intelectuală pentru că avem această atomizare. Fiecare crede în opinia lui, fiecare crede în liderul unui cerc de câteva persoane. Deci fiecare crede în cel care are mai mare expunere la televizor. Nu? Fiecare crede în bogomania la... Ați venit cu cea mai bună ofertă. E, chestia asta cu oferta, să, nu prea văd oferte. Da. Nu știu. Am putea trece puțin așa peste micul dialog care s-a instalat aici și să mergem puțin și spre sală, în partea cealaltă, cu permisiunea dumneavoastră, dacă cineva vrea să pună o întrebare, chiar simte nevoia să pună o întrebare, domnule profesor.
Domnule profesor, subscriu la toate conotațiile pozitive prezentate în dizertația dumneavoastră. Și pentru că ați făcut trimitere și la religie, mi-aș permite doar una să mai adaug și eu. Și anume că Iisus Hristos a pus răbdarea în rândul mărgăritarelor alături de bine, de frumos, de celelalte valori morale. Și a mai zis el să nu dați mărgăritarele la porci că le vor murdări. Întrebarea mea este următoarea. Răbdarea nu are și conotații negative? Mă explic pe scurt. De ce oare poporul român nu s-a ridicat din genunchi renunțând la răbdare? De ce n-am îndrăznit să vorbim de patriotism renunțând la răbdare? Până și țăranul român de-a lungul istoriei și-a pierdut răbdarea. Zice el, când nu vom mai putea răbda, când foamea ne va răscula, Hristos să fiți, nu veți scăpa nici în mormânt. Mulțumesc, asta aș vrea să-mi spuneți de conotații negative ale răbdării. Dar acum, în momentul de față, un erou gen cel de erou liric, un erou liric, cum era de Coșbuc, nu mai poate apărea. Țăranul român care n-are pământ, e asistat social și multă vreme stă la umbra din păcate, În sat la mine, când am mers după ani de zile, ce m-a frapat? Vreo 12 crâșme, știți, la fiecare uliță, sau crac, cum se spunea altădată, astăzi, crac de sat. Da, astăzi se spune strada. Așa. Strada nu-i pavată, e cu șanțuri pe mijloc, dar e stradă. Ei bine, când treceai prin fața cărciumilor ăsta, era steagul cu Uniunii Europene și steagul românesc. Deci la umbra steagurilor ăsta, omul stătea și bea puținul care îl primea de la... Și cineva mi-a spus o... pe care nu mai trăiește, o rudă de-a mea mi-a spus, uite, nu găsești lapte în sat. Deci nu găsești lapte. Ouă, mă rog, dar nu ai cum să le vinzi. Ouă zice, am, dar n-ai cum să le vinzi. Adică o dezordine din asta, numai dacă te duci, deci el nu mai trebuie să ducă la măcelărie, nu-și mai cultivă grădina. Deci sunt multe de lăsări din astea care trebuie combătute. Nu știu cum anume, dar părerea mea este că lăsând lucrurile în felul ăsta, nu contribuim la stabilizarea țării. Nu mai zic de prosperitate. Unde e această prosperitate? În mod normal, noi ăștia de vârstă, cei de vârsta mea, noi am fost foarte păcăliți. Pentru că atunci am militat pentru schimbare. Cât am comentat noi negativ, parcă fiecare din noi, parcă era un difuzor al Europei Libere, cât am comentat noi negativ, sfârșitul epocii Ceaușescu. Așa. Dar ce a rămas de atunci nu a dat elanul pentru un nou început. Noi care eram atunci, am fost în față. L-am aici pe Cornel Galben, am oameni. Noi am avut curajul să publicăm în numărul din 22 decembrie. Nu odată am făcut următoarea repetiție. Dacă lucrurile se schimbau, ne adunau, ne puneau la perete și noi eram ăia condamnați. Sau ne duceam undeva să nu mai vezi lumina multă vreme. Deci ăsta a fost timpul. Dolmănescu a participat și el la momentele acelea. Deci, l-am avut și pe Geo Popa. Da. Câțiva ani am spus aici, foarte bine spus, și da. Pe și. Da. Că e un și care întotdeauna adaugă ceva, nu scade, nu? Da, nu, am avut noi,
am avut această, deci acest curaj spiritul conjuncției al expunerii. Sigur. Eu Popa era printre primii agățați atunci. Bine, dar să rămâneam agățat. Aș vrea să vă răspund cu patriotismul. Nu mai există, din păcate, acea coardă întinsă pentru vibrația patriotică. Nu o găsești la mulți dintre intelectuali. Mulți dintre intelectuali se jenează să vorbească de patriotism. Mereu am pun în față cuvântul naționalism, ca și cum asta n-ar trebui. Că mulți dintre ei, după cum știți, chiar în anii 90, l-au deformat pe Eminescu, l-au și caricat într-un fel. Dar sunt, am prieteni, care scoate articole incorrecte, așa le zice el, incorrecte politic. Deci are curajul și atunci, dacă oameni ca Bogdan Codreanu, alți intelectuali, Ion Aurel Popa, Răzvan Teodorescu, cei care au venit la teatru atunci au vorbit despre Mircea Dumitrescu, care a vorbit despre prizonierii noștri din Germania. Așa că, dacă oamenii ăștia își vor păstra atitudinea, probabil că și din istoricii tineri vor urma aceeași linie și cândva, dar nu imediat următor, poate cândva tresări din nou mâncuria românească. Numai că vă rog să vă gândiți la următorul lucru. Suntem o țară în curs de depopulare. Incidentul acela de la Ditrău trebuie să ne aducă nouă aminte că nu avem mână de lucru. Că nu mai avem cum să repar eu ceva dacă meșterul cel bun a plecat din țară. Dacă ucenici n-am. Deci, cum sunt anumite lucruri? Am pierdut meșteri, am pierdut doctori, am pierdut ingineri, am pierdut atâtea. Este prostia de... Asta. Dar și atunci cu cine ne mândrim? Asta nu mă vrem doar cu regele, adică cu cheata lui Nagy, să fim serioși. Nu în felul ăsta își pune o națiune de societate. Vreau ceva la un moment dat, mi-ajungeau bani să merg și la teatru. Da. Și știu că sunteți unul dintre cei care sunt prezenți în sările de teatru, nu mai știu acum dacă vă mai pasionează drumul ăsta spre această instituție, dacă ea mai există în Bacău, asta chiar nu pot să spun chiar până la capăt, deși nu știți părerea foarte bine. Există însă ceva, se întâmplă ceva în acest spațiu cultural. Interpretările au început să treacă dincolo de margini. Anumite spectacole care sunt realizate după texte clasice tind să desființeze textul însuși. Desființându-l ajunge la public. Iar așa zisa critică de teatru, pentru că este vorba de o critică, este vorba despre cei care fac cronică teatrală, aici nu discutăm despre o critică în sensul profund al cuvântului, deci cronicarii teatral numai nu cad în genunchi și nu îi sărută sandalele celui care a produs o asemenea inerție. Haideți să vă dau un exemplu. Ați vorbit mult astăzi despre Rebreanu. Pădurea Spânzuraților este un roman, a fost dramatizat de un anume domn, nu-i rostesc numele, pentru că n-are rost, foarte umflat cu pompa de cei care scriu despre teatru românesc, vă rog să-mi scuzați expresia neortodoxă, iar Pădurea Spânzuraților se petrece, de fapt, într-un bar la Câinele Spânzurat. Iar mai toate personajele sunt niște homosexuale.
E o interpretare, fără doar și poate. Europeană. Mă rog, europeană, nu știu ce mai înțelegeți noi prin Europa. Însă, aș vrea să, legat de asta, să vă pun o întrebare. Poate și un răspuns. Imaginația mai poate învinge realitatea? Învins-o. Eu vreau să vă spun, când ne duceam noi la teatru, indiferent dacă eram în stare sau în galerie, eram atenți și până și la ultima silabă. Deci textul pentru noi, textul era important. Mesajul, mai cuvântul ăsta e disprețuit astăzi, adică un mesaj. Ce îmi spunea mie autorul respectiv, piesa respectivă. Apoi, la teatru s-a mers într-o vreme la noi, s-a mers așa și actorul și actrița erau foarte mult iubiți. Când actrița era frumoasă, deci contează foarte mult să te duci să vezi pe scena teatrului, mai ales, aș zice, și pentru tineri, dar și pentru ceilalți care vor așa să revină la cu amintirile la niște timpuri. Dar dacă nu am actori care să atragă, actori după care publicul să facă coadă. Adică, actorii, când veneau actorii de la București, aici la Bacău, erau așteptați la gară, ridicați pe brațe, duși la trăsuri, ajungeau trăsurile în centru, făceau roata în viață sau pe străzi pe aici și publicul alerga după ei. De acolo erau duși la hotel și li se făceau tot felul de urări la hotel. Am ce să-i fac. M-am întrebat, mai e posibil așa ceva la noi astăzi? Actorul dacă vine... Nu mai avem trăsuri în primul rând. Dar numai din cauza asta. Imaginația își poate impune punctul de vedere, dar orice om cu bun simț ține seama de realitate. Adică nu pot deforma între atâta realitate să-mi bat joc de niște oameni care au murit. Seara a fost, nu știu câți v-ați uitat, un documentar despre caii morți în timpul primului război mondial. Da, o dramă. Au fost milioane de cai care au murit atunci. Ei, fratele omului, cel care l-a scos din noroaie, cel care l-a aprovizionat. Deci, să zic eu acum, să se spun, domnule, cai, povești cu cai, mă interesează pe mine chestia. Nu, tot ce e dramatic, tot ce e omenesc, adânc, trebuie să ne intereseze. Nu fanteziile unuia mai mult sau mai puțin bolnav, cu certificat sau fără certificat. În sensul ăsta, o întrebare care urmează, cred eu, în mod firesc. Astăzi, ce mai înseamnă adevărul? Adevărul este cel pe care îl căutăm. Îl verificăm prin realitate, dacă cunoscând realitatea. Adevărul trebuie raportat la cultură și la realitate. Deci adevărul îmi confirmă. Dacă am confirmare pentru ceva și am suport istoric, ăla este lucru adevărat. Dar dacă n-am confirmare și n-am suport, nu mai am exemple, n-am posibilitatea unor analogii, ăla nu mai este adevăr. Ăla e, mă rog, o invenție care se poate pălăria unei păpădii risipi la primul vânt. Deci nu mai ții minte. Adevărul e la omul cel care intră în memoria noastră. Adevărul are și o valență, are și un aspect psihologic, dar el are și un aspect material. Nu pot să zic că e adevărat ceva. Avem nevoie. Sfântul Toma e un exemplu. Avem nevoie să pipăim. Și dacă nu putem pipăi,
unii ori pipăim, trebuie să pipăim cu ochii, evident. Așa, dacă nu putem pipăi, dacă nu putem constata, ăla nu e adevăr. Da. Mergând mai departe în această, această, pe acest drum, pe această călătorie, există o propoziție care o auzim mereu, a devenit chiar un fel de loc comun. Istoria se repetă. Credeți că istoria se repetă? Dar istoria se poate repeta. Se poate repeta, dar nu se repetă. E un fel de spirală care nu încerc. Dar în spirală, da. Deci, gândiți-vă la următorul lucru. Care sunt dușmanii noștri naturali? Așa. Ne-am schimbat noi. Istoria este în funcție de poziția geografică a unei țări. Nu putem ignora faptul că suntem aici, la gurile Dunării, lângă Marea Neagră, de o parte și de alta, a munților Carpați. Asta nu ne putem. Asta nu putem să ignorăm. Nu putem să zicem că avem alți vecini decât rușii, decât bulgari, decât sârbi. Nu putem să nu ne gândim la relațiile noastre cu ei. Când noi am fost corecți, când ei au fost corecți, când ei și-au bătut joc de noi, când noi ne-am adresat altora. Deci asta e istoria. Geografia și populația fac istoria. Noi am gândit că am niște parametri greșiți. Am spus, domnule, România e țară bogată. Vă aduceți aminte stema. Stema cu sonda. Aveam bogății de toate felurile. E bine, bogății de astea, de unele nu te poți atinge. E vorba de aur, să zicem. Petrolul l-am închiriat în dreapta, în stânga. Deci noi nu putem fi invidiați pentru bogății. Deși se zice că suntem invidiați și pentru bogății. Că mai avem niște rezerve. Dar suntem invidiați pentru spațiu. Și eu mă gândesc că în timpul nu prea îndepărtat, spațiul va fi absolut necesar. Schimbările astea climatice vor aduce lume din sud sau din alte părți în țara aceasta. Și dacă ea va fi lăsată goală până atunci, prin plecarea unora și altora în străinătate, nu mai bine un loc de adăpost pentru străini. Cei care veți fi profesori o să predați la cetățeni străini, dacă vor vrea să învețe limba locului, câți vor mai fi locuitori, dacă nu, o limbă în această universală. Așa, în carte, în asta în centenarul, ca să nu mă autocitez, citesc pe cineva, am acolo o notă în care autorul spune: România are suprafață apropiată de a Italiei. Italia a pământ mai rău decât al nostru. Deci pământ pentru agricultură. Așa, pentru agricultură. Noi, zicea autorul ăsta în 1918, am putea hrăni și peste 50 de milioane. 80. Ei, duceți-vă la piață, în fiecare dimineață o întreb pe nevastă, roșii de astea de unde, și i-am spune, astea sunt din Turcia, castraveții sunt de la greci, ardeii tot de la greci, căpșunile sunt de undeva din vest, deci tot ce am pe masă, sau aproape tot ce am pe masă, mă îndoiesc că și ceapa e ceapa pe masă, este străină. Și atunci am loc să... Să vă avem prezent și la toate celelalte întâlniri care urmează. Mai avem încă o speranță. Discutăm despre centenar, despre cartea domnului profesor. Centenarul încă îl trăim, domnule profesor. Mai avem puțin până în iunie, măcar până în iunie. Și atunci probabil va trebui să sărbătorim România Mare, cea de 20 de ani.
pentru că atât a durat România mare. Eu aș invita pe foarte mult dintre dumneavoastră să citiți un... România mare, care iarăși trebuie să spunem, România mare care nu e mare. România fără Basarabie nu mai e România mare. România fără Ținutul Herța nu e România mare. România aceasta mare, noi am sărbătorit o România ciuntită. O Românie care, a pierdut de-a lungul anilor de până în timpul centenarului. Și mai avem răbdare? Mai avem răbdare? Noi n-am câștigat. Asta este răbdare. Răbdare este dacă noi Deci că mai avem o șansă, nu e nimic pierdut, mai ales că românul știe să-și rezolve problemele în ultima clipă. Trec 20 de ani și apare clipa deodată așa, ca ceva extraordinar, cu lumină fantastică. Se așează peste tot și totul se rezolvă printr-o minune. Și minunea asta este la 4 iunie, că ar trebui totuși să ne amintim că de fapt este ziua în care România mare devine România mare. Cea de 20 de ani, da. Greșelile care au făcut în istorie, au fost făcute în istorie chiar de unii oameni politici importanți pe care noi, despre care noi vorbim foarte mult, despre asta poate să discutăm altă dată. E vorba și despre Brăteanu, e vorba și despre Maniu, e vorba și de Casa Regală, ar trebui mult să discutăm pe partea asta, să vedem care au fost greșelile acestor oameni politici și altora, în afară de oameni politici. Pentru că s-a ajuns la nivelul la care s-a ajuns după al doilea război mondial. Ar trebui totuși să încercăm să fim mai solidari și să înțelegem poate că și ideea de patriotism nu este una care plutește așa prin aer, ci este una consanguină și că ar trebui poate să aglutinăm mai mult energiile și partea pozitivă din noi. Astea nu sunt cuvinte luate așa din cărți, din istorie. Eu simt lucrul ăsta pentru că îmi trăiesc clipa. Eu îmi trăiesc clipa uitându-mă cu foarte multă încredere spre viitor, dar rămânând nu numai cu o mână, aproape cu toată ființa mea în ziua de ieri. Pentru că știu că dacă nu mă duc acolo la izvorul acela, nu am cum să fiu și să-mi trăiesc clipa astăzi bine pentru a putea lăsa amprenta mea, așa cum dumneavoastră a lucrat amprenta pentru ziua de mâine. Asta este povestea noastră cu centenarul. Centenarul nu s-a sfârșit pentru că l-am declarat noi în 1918. A fost o greșeală, după părerea mea. Eu am și spus-o de mai multe ori în întâlnirile din 2018. Apoi, sigur că ar fi trebuit să discutăm despre greșelile care s-au făcut în istorie, inclusiv despre marea familie Brăteanu. Trebuie să primim critic lucrurile, pentru că dacă nu le privim așa, greșim. Și putem face ca istoria, partea urâtă a istoriei, să se repete. Eu i-aș îndemna pe cei care sunt aici și poate pe mulți alții să-l citească pe un istoriograf important, Tale Stoienescu, care are o demonstrație absolut fabuloasă despre ceea ce înseamnă istoria noastră. Sunt primele două volume deja apărute, cel de-al doilea, o prima este introducere în tematica istoriei, a doua vorbește despre mit și istorie, ce însemnătatea miturilor în istorie, are o prefață realizată chiar de Ioan Aurel Pop. L-aș îndemna pe toți cei de față pentru că am sentimentul că este unul din istoriografii care aduc în față adevăruri necunoscute, neștiute, într-o lumină cu totul specială, care este mult mai aproape de adevărul istoriei. Pentru că orice am face și orice am zice, istoria mâine totuși o poveste. În fine, sunt instituții, cum spuneam, care au acest bun obicei de a susține ce facem noi aici. Bravo lor! Și nu numai ce facem noi aici. Sunt instituții care susțin festivalul de teatru de la Bacău, important eveniment cultural teatral, care susțin excelența. Una din aceste instituții care susține excelența, o cunoașteți foarte bine, este Societatea de Investiții Financiare Moldova, numită SIF Moldova. Eu astăzi sunt doar un purtător de cuvânt nici măcar, dar un purtător de un obiect care trebuie să ajungă la dumneavoastră, pentru că am fost
rugat să fac acest gest, având în vedere faptul că niciunul dintre cei doi importanți conducători ai acestei societăți de investiții financiare nu sunt în țară în momentul de față, m-au rugat să transmit acest obiect către dumneavoastră în semn de recunoștință și de respect pe care vi-l poartă și pentru ceea ce faceți și mai ales pentru ceea ce probabil veți face în continuare pentru cultura românească. Da, eu aș vrea să mulțumesc aici în fața tuturor și pentru ceea ce a făcut Societatea de Investiții Financiare Moldova pentru a susține proiectele și programele culturale ale Bacăului și mai ales să duc un gând cât se poate de direct către o societate foarte mare, foarte puternică, care există în Bacău și care sigur va trebui atrasă către spațiul cultural. A făcut un pas. Un pas uriaș pentru că a dăruit Bacăului un monument extraordinar, o frumoasă idee concepută în nu numai în spațiul autorului, dar și în cel al Ministerului Culturii. O idee la care foarte puțin, așa cu modestie vă spun, am trudit și eu. De altfel, Ministrul Culturii, când a venit la Bacău în discursul lui și ne-a fost acolo, a auzit că a vorbit despre unul care a făcut, care a tres, domnule Florea, erați acolo, dar numai că n-a dat numele. Ăla era vorba despre mine, dar mă rog, nu știu de ce n-a spus cine. În fine, era importanța asta ca societatea aceasta, puternică, extraordinară, națională, românească, ar trebui să vină mai mult în spațiul nostru cultural și spre spațiul nostru cultural, spre carte. Cartea aceasta trebuie să apară în cel puțin 100-200 de mii de exemplare. Trebuie să meargă către fiecare casă. Cartea despre care vă vorbeam, făcută de Academia Română. O găsiți pe editor. Da, există, domnule profesor, există bani. Domnule profesor, există bani. Mai că trebuie să știm cum anume să motivăm pe cei care au bani să vină spre acest spațiu și să înțeleagă că fără asta dispărem cu totul. Dispărem cu totul de pe fața pământului. Ei bine, asta am vrut să spun, să ne dezvoltăm programul de mobilitate a acestui program care s-a finalizat cu acest spectacol, atât cât a fost el, și care sigur va fi într-un studiu continuu și într-o cercetare continuă, pentru că nu vrem să ne oprim aici, să poată să meargă mai departe, să meargă peste granițe, atâtea cât sunt ele acum, astea românești, și să fie prezent la Vârșeț, la Novi Sad, la Belgrad, la Capul, la Chișinău, la Cernăuți, la Viera, așa cum ne-am propus deocamdată doar circuitul european. Să sperăm că vom reuși doar cu ajutorul lor, pentru că dacă discutăm despre relația cu finanțatorul direct, discuția poate dura o veșnicie și oricum nu ne folosește la nimic. E bine, salut în sală pe un foarte, foarte bun, foarte bun prieten al dumneavoastră din timpuri. Nu știu dacă l-ați remarcat. În sală e un domn care seamănă foarte bine, dar seamănă foarte, foarte bine cu domnul Constantin Donea. Domnule profesor, mergeam pe străzi cu domnia sa și puneam la cale teatru. Ce a ieșit? Nu știam că o să vină revoluția peste noi, ba chiar și cu noi. Îți mulțumesc că ești în seara asta aici și te îmbrățișez cu toată dragostea mea și a colectivului de la Centrul de Cultură George Apostu, cunoscut fiind faptul că ești atât de legat și de revistă și de centru și de marele împliniri ale Bacăului. Să vorbim despre Salonul de Moldovei și ar fi aproape suficient. Și despre multe, multe altele, despre legătura cu Basarabia în mod cu totul și cu totul special. Îți mulțumesc că exist și că ai reușit să vii în seara asta, să fii împreună cu noi. E bine, diploma de excelență, domnului profesor Constantin Călin,
personalitate remarcabilă și șarmantă a lumii academice și culturale, în semn de prețuire pentru munca de o viață în folosul valorificării moștenirii bacoviene și implicit a comunității băcăoane, SIFT Moldova semnează președinte Costel Ciocea și director general Claude Dorăș. Acum, sigur, pentru dumneavoastră, domnule profesor, nu ultimul, aveți pentru seara asta ultimul cuvânt, înainte de a primi și florile noastre și mulțumirea noastră pentru că ați binevoit să fiți invitatul. Vă mulțumesc tuturor. Repetați ce am spus și la început și mai apoi. Sunt un om de reținut. Chestiile astea mă copleșesc. Privește excelența, nu cred că am să atins-o și poate că e greu de atins, așa. Dar astăzi e o formulă care se aplică și altora și atunci doar dacă mă compar mai atent cu alții și văd că și ăla e excelent și eu excelent. Să încheiem înainte de a vă spune că acum prin sală o să umble și invitațiile pentru vineri 21 februarie ora 17, provocări colorviale cu Varujan Văzganian despre uitare, răzbunare, iertare. Sunteți invitații lor cu vineri 21 februarie la ora 17 la Centrul de Cultură George Papis. A, da, și. Da, mersi frumos. E o chestiune de ordin tehnic, poate pentru unii, dar importantă pentru cultura românească și pentru patrimoniul ei. Mai de ună s-a dat o știre cum că Muzeul Bran este executat și silit să părăsească, spațiul pe care se află. Până este că acolo, nu intru în detalii, acolo sunt lucruri cu totul și cu totul speciale, aranjate de superba noastră dimensiune juridică, jurid prudentă, jurid nu știu de care. Deci de ce se întâmplă în spațiul nostru juridic național? Există o petiție pe care muzeul a făcut-o, a lansat-o online, deși sunt aproape 8.000 de semnături. Eu cred că trebuie să continuăm să semnăm această petiție în numele culturii, a patrimoniului cultural, pentru ca cineva până la urmă să înțeleagă, pentru ca un cuvânt de aici să plece și pentru ca o interpelare trebuie să fie făcută, pentru că acolo s-au sărit peste foarte multe etape și proceduri, de s-a ajuns în această situație cu totul neplăcută și poate fi un precedent pentru tot ceea ce se va întâmpla în continuare pentru distrugerea patrimoniului cultural românesc. Semnați petiția pentru Bran. Vă mulțumesc foarte mult!